În seara asta o să vorbim despre home and deco, o categorie care a crescut foarte bine în ultimul an, mai ales, și are un trend foarte bun în ultimele luni și estimăm că pe 2014 și după aia și 2015 va avea un trend și un return foarte bun în general în e-commerce și cu atât mai mult în afiliere. O să țin eu o prezentare a GMAD în seara asta, este că povestesc preț de vreo 20 de minute despre rezultatele din Home & Deco din două parale, cum a evoluat față de anul trecut, care sunt tendințele actuale și care sunt ofertele de care afiliații se pot bucura și pot genera comisioane la noi în rețea. După care o să avem o scurtă pauză în care strângem proiectorul și vom avea o dezbatere moderată de Andrei Radu de la Gala Primului de Comerț, pe care îl felicit că a venit și mulțumesc foarte mult că a venit. Avem un parteneriat de niște ani de zile și mă bucur că avem. Dezbatere la care vor participa Alexandru Ionisă de la Vivre, care încă cred că nu a ajuns, Diana Chivu de la For Interior, Arina Simion de la Internet Corp și Tudor Boacă, afiliat. Bun. Numele meu este Dorin Boierescu, pentru cei care nu mă cunosc. Mă bucur să vă spun că din 2010 eu conduc două parale. Este o experiență foarte mișto în fiecare zi și în acești 4 ani care au trecut de 4 ani și puțin. Nu m-am plictisit nicio secundă și am bănuirea că nu o să mă plictisesc nici de acum încolo. Și dacă în primul an de existență al rețelei două parale, bugetele consumate prin afiliere la noi au fost undeva de cam 10.000 de euro, era anul de lansare. În anul următor, în 2010, au fost de circa 100.000 de euro. Și anul trecut, în 2013, au fost de peste 1.000.000 de euro, 1.100.000 și ceva de mii. Ceea ce mi se pare că spune destul de mult despre potențialul pieței în care ne aflăm, potențialul pieței de performance marketing în general. Nu cred că am reușit noi să absorbim corect tot potențialul. Cred că putem să facem mai bine, o evoluție foarte frumoasă și mulțumim tuturor partenerilor care ne ajută să facem asta. Scriu, putem să facem mai bine, ne propunem să facem mai bine de acum încolo. Vreau să subliniez că noi, ca și companie de performance marketing, avem 3 divizii. Divizia care reprezintă rețeaua de afiliere este cea mai cunoscută și cea mai veche, dar avem și o divizie de pay-per-click, care și-a început activitatea în 2011 și care face management de campanii în principiu de Google AdWords, istoric vorbind, dar deja de mai bine de un an facem campanii de Facebook pentru clienți. Îl facem destul de bine. Divizia este condusă de Cristian Ignat, care e unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în pay-per-click. Iar divizia de affiliate management, lansată anul trecut în septembrie, care practic face managementul programelor de afiliere pentru advertiserii care își doresc asta, nu vor să facă ei acest management. Este condusă de Vlad Stănilă, aici de față, pe care poate unul dintre voi știu drept portfolio manager în primii 3 ani și ceva de activitatea noastră. Cred că merită să vă uitați la fiecare dintre serviciile noastre și eventual să le înglobați cumva într-un pachet dacă in-house nu aveți suficiente resurse să manageriți toate canalele de performance marketing pe care le folosiți. Bun. Home & Deco în două parale înseamnă... Merge. Dar merge în partea cealaltă. Înseamnă în de față 32 de campanii. Vă spun sincer că am fost surprins să văd viteza cu care această categorie, ca număr de clienți și ca și comisioane, a crescut în rețeaua noastră.
Și de la care apar jucători noi, este clar că e o oportunitate foarte mare în această industrie. Și pentru cei dintre voi care nu știu, tema întâlnirii de astăzi a fost cumva aleasă în urma unui sondaj în rândul afiliaților și advertiserilor pe care l-am făcut pe blog. Am zis, ok, vrem să facem o întâlnire de o parale care să fie teme. Au fost trei variante, Roxana, și am cam câștigat la un moment dat, că era și fashion-ul destul de aproape. Fashion-ul a câștigat? Nu, a fost fashion o perioadă și apoi... După aia, cu ultima sută de metri, la un moment dat, a venit și a câștigat. Bun. Veți avea acces la prezentare după aceea. Merge. Da. Mă pune să zic la microfon. Dar nu e de acolo. Mi se pare important atât pentru afiliați cât și pentru advertiser să înțeleagă criteriile pe care sunt afișate programele de afiliere la noi în directorul de campanii. Și mai ales pentru afiliați să aleagă corect sau să judece corect programele de afiliere pe care le promovează. La noi, director, se pot vedea programele de afiliere după câteva criterii. Cel implicit este de comisioane nerespinse din ultimele 90 de zile. Și, practic, dacă vă uitați în directorul de campanii, atât în cel general, unde sunt toate programele de afiliere, cât și în pe orice categorie vă uitați. Primul program înseamnă că are suma cea mai mare de comisioane nerespinse în ultimele 90 de zile. Al doilea are pe locul 2 și al treilea și așa mai departe. Mai mult puteți să alegeți după volumul de trafic pe care l-au primit și aici puteți să vedeți interesul afiliaților față de programele respective și de cumva rata de conversie sau rata de profit, nu neapărat profit, de roiul pe trafic și anume comisioanea pe stat de click-uri. Aveți inclusiv un tooltip acolo, aici semnul ăsta de întrebare, la oricare din criteriile după care vă sortați programele de afiliere, dacă nu știți ce reprezintă, vă duceți cu mouse acolo și vă spune exact despre ce este vorba. Mai mult, aici puteți să vedeți ce unelte aveți la dispoziție, numărul lor, comisionul pe care îl puteți primi și durata cookie-ului în programul respectiv de afiliere, de la fiecare dintre ele. În campania Home & Deco avem comisioane de la 3 lei pe lead până la 15% din vânzările generate. Recurența, cred că e una comună de la undeva între 1 și 3 luni. S-au generat comisioane mari. Pentru cei care nu știu de campania noastră de dublu pentru campioni, este o campanie prin care cel mai mare comision generat și aprobat și plătit în ultimele 90 de zile este dublat de către două parale. Deci, afiliatul care a generat un comision de 480 de lei, de exemplu, a primit încă 480 de lei de la noi. De curând am avut un comision într-o altă categorie, de 2000 de lei, de exemplu, de la un afiliat, care este deja la doilea premiu în campania asta de pentru campioni. Deci, la 2000 de lei, de la o singură tranzacție, pe care noi l-am dublat. Vă puteți uita, acolo chiar e un link, pe 480 de lei, să vedeți și istoricul comisioanelor respective. Eu zic că este extrem de interesant și spune foarte clar, apropo de oportunități, cât de mulți bani se pot câștiga dacă faci corect ceea ce faci și perseverezi. Puteți să vă uitați în timp real pe două parale / real time la tranzacțiile, la comisioanele pe care le generează afiliații noștri pentru importații de la noi din sistem. Vedeți valoarea fiecărui comision, vedeți categoria din care face parte și dacă sunteți logați în platformă, în contul vostru, se înroșesc comisioanele care sunt ale voastre. Mai mult decât atât, de curând am lansat o aplicație deocamdată doar pentru iOS, dar lucrăm și la versiunea pentru Android. Aplicația Real Time
2P, pe care, la care găsiți link pe două parele comoros/mobile, pe care dacă vă instalați, puteți să vedeți iarăși în timp real toate conversiile făcute în două parale. Și dacă sunteți logați în contul vostru, veți primi notificări pentru fiecare din comisioanele pe care le generați la noi, indiferent dacă sunteți afiliați sau exportați. Am crescut destul de bine în ultima pe categoria Home & Deco. Mult mai bine decât am crescut piața și mult mai bine chiar și decât am crescut numărul de magazine de la noi din rețea. Este clar că interesul consumatorilor final și al afiliaților s-a focusat destul de mult pe categoria asta. Numărul de vânzări e un indicator la care noi ne uităm destul de mult și este mulțumitor. Valoarea medie a vânzării fără TVA a scăzut. Este o tendință care s-a întâmplat în toată piața, nu doar de Home & Deco. Din informațiile pe care le avem în toată piața, valoarea medie a unei vânzări a scăzut anul trecut. Acum a fost influențată și de multe lucruri, de genul valorii ceva mai mici din decembrie, ianuarie, mai ales aici, pe partea de reduceri pe care le-au făcut magazinele în perioada respectivă. Dar câtă vreme rata de conversie crește foarte bine și valoarea scade cu mult mai puțin decât creșterea asta de conversie, la finalul zilei e mult mai profitabilă categoria asta decât era până urmă cu un an. Bineînțeles că Black Friday a influențat pozitiv vânzările, nu doar în categoria de Home & Deco, ci peste tot. Mă bucur foarte mult că anul trecut de Black Friday, chiar vorbeam mai devreme cu Andrei și spuneam că am fost foarte bucuros că am reușit și noi, două parale, să fim live, să fim up pe toată perioada Black Friday-ului, să intermediem un volum de trafic extraordinar. Cât am avut? 2 milioane? 24 de ore? Sau mai bine? Chiar mai bine, de 2 milioane de clipuri în 24 de ore. Și magazinele au fost și ele pregătite. Și-au pregătit bine site-urile, și-au pregătit bine serverele, și-au pregătit foarte bine stocurile. Au avut ce să vândă către un public din ce în ce mai interesat să cumpere și care, cu ajutorul media, presei, televiziunilor care au promovat foarte mult evenimentul ăsta, au decis să cumpere online, să testeze comerțul online atunci poate pentru prima oară sau să profite puțin de reducerile care au fost în perioada respectivă. Din cauza asta, vârful, după cum se vede, a fost foarte mult mai sus decât era în lunile anterioare. Pe de altă parte, faptul că în martie 2014 deja ne apropiem de vârful din noiembrie, pentru noi e chiar un semnal că are foarte mult sens să facem această întâlnire pe care o facem acum. Se cumpără în Home & Deco și trebuie să vă uitați cu toții foarte serios la oportunitatea pe care categoria asta o reprezintă. Vinerea se cumpără produsele Home & Deco. Nu știu cum e la voi. Nu o să vă întreb, că poate nu o să ne spuneți. Dar la noi rețea media, de la cele 32 de programe de afiliere pe care le avem, deci avem cât de cât niște date, este că vinerea se cumpără cel mai mult din toată săptămâna. Distribuția pe orele zilei, apropo de numărul de vânzări, pe de-o parte este destul de asemănătoare cu distribuția din alte categorii, pe de altă parte creșterea de aici de seara în alte categorii este mai importantă. Nu știu exact ce înseamnă asta ca și comportament de cumpărare. Voi, prin voi, înțelegând mai degrabă advertiserii care au acces direct la clienți, la vârsta lor, la profilul lor, ați putea să trageți concluziile care să vă ajute să gândesc mai mult. Dar cert e că vârful este între 10 și 12. 11 jumate, așa.
Imediat după ce își beau cafea, oamenii își comandă prosecco omen de com. Atunci recomandarea mea ar fi să mai trimiteți un mesaj de ce este. Recomandarea mea pentru advertiser ar fi să mai trimită un newsletter la ISR. Dacă asta funcționează atât de bine, nu știu, dați top vânzări pe ziua de azi, mai dați o altă seară. Am mai dat acest feedback și altor categorii de-a lungul timpului și a funcționat foarte bine, măcar de test. Se pot întâmpla creșteri mari de vânzări. De câteva luni deja, nu mai știu exact câte sunt, 4, 3, 4, 5, avem parteneriat cu cei de la Zelis Monitor, care măsoară vizibilitatea magazinului de la noi din rețea în mediul online, pe mai multe canale, în presă, pe bloguri și forumuri și în social media. Le publicăm lunar, le găsiți la noi pe blog și le puteți căuta dacă nu le găsiți, inclusiv cele anterioare. Pe luna februarie sunt datele de aici. Totalul apariților a fost de aproape 1600, creștere foarte bună, din care 286 au fost pe bloguri și forumuri și aproape 1300 au fost pe social media. Cumva, ce mi s-a părut nou important este că sunt foarte puține în presa online, foarte puține. La fel cum interacțiunea dintre aparițiile de aici și like-urile sau comentariile, dacă vă uitați, au fost 18 comentarii și aproape 19.000 de like-uri. E un challenge foarte mare pe care puțin l-au rezolvat până acum să crești interacțiunea pe Facebook. Nu vă zic că am eu rețeta sau că ar trebui exact să faceți X și Y și să vă crească. Dar diferența este mult prea mare și recomandarea mea ar fi, apropo de presă, către magazine. Mai dați și voi în comunicat de presă din când în când. Chiar ajută. Perioade preferabil, nu știu, la 3 luni, mai dați un comunicat de presă. Ați lansat o linie nouă de produse, ați adus un brand în exclusivitate, v-au crescut vânzările, ați scurtat timpul de livrare, nu știu, presa e destul de atentă la informațiile care vin din comerțul online, publică destul de mult, nu avem nicio garanție că vă publică toate comunicatele, dar dacă ați trimite, o dată la 3 luni, nu zic un an, deși poate ar fi din lunata dacă aveți cât de cât informații noi. Începe să deveniți o sursă de informații pentru jurnaliștii respectivi. Ei poate nu publică primul comunicat, nu publică nici pe al doilea, dar dacă știu că odată la 3 luni primesc de la voi informații veridice din insight-uri din industria asta, data viitoare când vor avea nevoia de a scrie un material despre industria în care activați, sunt șanse mari să-și aduc aminte de voi și poate să vă contacteze direct, sau chiar să ia comunicatul pe care l-ați trimis la trecută, dar cea nu l-a publicat, să ia niște date de acolo să le publice și să vă menționeze ca și sus. Contează chiar foarte mult și mai ales pentru că o fac foarte puțin, cel care începe să o facă primul, să dea informații ok, poate să câștige un loc important în mintea jurnaliștilor, care la rândul lor vă pot pune pe ecranele, pe monitoarele multor cititori, mai mulți poate decât găsiți în rețele sociale sau pe bloguri și forumuri. A fost așa o trecere de vizită foarte rapidă, sper că a fost rapidă. Dacă aveți întrebări acum, te rog. Curios cum apare la voi real time. Toate roșii? Nu. Dar sunt ale noastre, dar nu sunt ale noastre, ale voastre, adică nu apar, pot să te ia cum e la mine, pe aplicație. Nu, sunt comisiunea ale voastre, pune să afiliaților și... Da. Și o să facem și pentru Android în curând, repet. Am primit un feedback foarte solid de vrem și pe Android. Deși
în rândul publicului nostru, media care cumva la nivelul pieței este de 20% iOS, aproape 80% Android, la noi undeva 35% versus 65%. Da, mai sunt Windows. mai sunt câțiva. Este mult mai, acum nu mă întreba nimeni, dar pentru că am primit în alte, multe alte locuri întrebarea asta și insistența de a face și pe Android. Adevărul este că iOS-ul e o platformă mai simplu de lucrat, are mai mult mai puține device-uri și toate unitare și făcute de același producător și cu niște rezoluții predictibile și ok, alea sunt. Versiunea pe care am comunicat-o deja era a doua versiune apropo de feature-uri. Am vrut să testăm feature-uri, să primim feedback pe o singură platformă inițial, cea mai simplu de lucrat cu ea. Ne pregătim, am primit acest feedback, suntem ok, știm ce vrem să facem și pentru versiunea următoare. Lucrăm și pentru Android și vom lansa în perioada următoare, nu o să ne asum că dau un deadline, dar lucrăm și la asta. Mai aveți întrebări? Vă rog, e ocazia să puneți întrebări. Ok, înainte de a merge mai departe atunci, vreau să facem un joculeț. Noi primim foarte mult feedback și solicitări de la Advertise și afiliați de diferite naturi. O parte din acest feedback este de natură tehnică. Ne-am dorit să faceți X la platformă, ne-am dorit să faceți Y la platformă. Așa că ce vă propun acum este să spuneți primul și cel mai important feature, câte unul singur fiecare, pe care vi-l doriți să implementăm noi în platformă. Și noi vom strânge acest feedback pe două categorii, pe advertiser și pe afiliați, atât ca sursă, vrem să venim de unde vin ideile, pentru că după aceea o să vă dăm o foaie să circulați în sală, să votați pe feature, tot așa, un singur vot. Deci odată advertiserii spun câteva idei și noi le notăm, afiliații spun câteva idei, noi le notăm, și după aia și afiliații și advertiserii prezenți în sală să voteze ce își doresc, care dintre acele feature-uri, un singur vot încă o dată, care este cel mai important pe care îl doresc ca noi să-l implementăm în platforma pe care o oferăm. Ce feature vezi la platformă? Te rog! Vreau să fie revoluționată. Ok. Avem doar trei statusuri. În așteptare, aprobat sau respins. Avem statistici doar pentru astea. Având în vedere că sunt mai multe statusuri, adică mai e și cel plătit. Cel mai bun e la plătit. Finalizat, cred că ar fi util să avem statistici. Ok. Super. Mulțumesc. Nu, am plătit. Da, statistici, nu plătit. Altă idee? Alt feature? Să există posibilitatea să văd numai magazinele care m-au acceptat. Adică, practic, dacă din 300 de magazine m-au acceptat doar 56, să zicem, să le văd numai pe ele, pentru că mi-e foarte dificil să le caut când fac okay. Afilierea mea. Okay. Bun, mulțumesc. Să există posibilitatea să cauți în mesaje. Mesajele pe care le primiți pe okay. Noștri. Sau okay. Să fie cumva pe categorii de advertiser. Pentru că vin toate unul după altul. Dacă ai 10.000 de mesaje, cum au toți, e foarte greu să urmărești un singur advertiser. Ok. Să ai măcar un câmp de căutare sau ceva. Ok. Advertiser nimic? Da. Așa.
în Analytics, când văd venind într-un campaign, văd o codă al conversiei și mi-e foarte greu să identific. Deci, care este afiliatul respectiv? Exact. Deci eu văd un cod al conversiei și după asta, dacă stau să-l caut în platformă, stau să caut fiecare afiliat, să îmi dau seama cam care ar fi, pentru că nu este, deci codul alfanumeric nu este foarte vizibil în platformă. Se poate ajunge din tot se poate da. Da, nu, o notăm. Este o cerere. Deci, deci identificarea practic în Analytics. Exact, și ar fi perfect dacă le-aș putea vedea în Analytics. Iar da. Să gestionați quick link-urile la fel ca product feed-urile, ca product store, ca tool. Actualizare, exact. Actualizarea de quick link-uri să se facă la fel ca la un product feed. Ok. Ok. Alte idei? Cereri? Am văzut că există la Amazon chestia asta, nu știu cât se de implementat. Amazon este o funcție la Amazon în care scrie un articol și face un snippet de cod. El identifică conținutul articolului respectiv și sugerează niște produse care sunt relevante cu ce ai scris tu. De exemplu, e pe platforma Speedo. Deci un contextual product. Da, contextual relation. Related contextual de conținut. Da, deci ar ajuta foarte mult afiliații că se ocupă numai de partea de text și nu mai fac afiliat. Și fiind deși real-time, nu mai sunt nici problemele cu produse care au expirat. Adică... Ok. Da, și se poate face JavaScript ca să nu fie load-ul pe baza de server. Să nu... Am înțeles ideea. Să nu speriem lumea. Dar să nu crea pe baza de data. Da, mulțumim frumos. Da. Alte idei noi mai avem acum un pic de loc pe tabela acolo. Adică, nu mult, dar încă mai e. Adică... Hai că ne încălzim așa, așa. Parcă nu avem chiar platforma perfectă totuși, nu? Aproape perfect. Mulțumesc. Și la mai mult de lucru. Normal. De aia suntem aici. Ultimele procente sunt mai multe opțiuni. Da. O mai bună raportare la nivel de tag și la exporturi. Exporturi și tag. În special, în exporturi lipsește cât de săruri și de tag. Serios? Da. Ok. Zi tu. Widget contextual, spune Cristi. Te rugăm, Cristi. Poftim? Widget contextual de produs. Da. De campan. Ok. Caracterele românești am văzut că sunt efectiv trunchiate, deci nu există magazinele care scriu descrierile cu caractere românești, în momentul în care le-am importat, apar efectiv trunchiate. Deci, din feed. Ca și cum n-ar exista litera respectivă și iese o clipășeală. În feed. În feed. Ok. Problema respectivă este în fișierul downloadat sau pur și simplu în baza dumneavoastră de date? Ok, deci vine prin feed, deja stricat. Ok. Alte idei? Cere? Pe anul ăsta terminăm. Asta cred că le facem mai. Mă așteptam la... Termene și condiții mult mai clare. Ok. Ale advertiserilor. Spune concret la ce ne referim. Știi la ce ne referim. Nu, vreau să știu de toată lumea. Bun. Vrem să știm fiecare advertiser ce surse de trafic acceptă. Pentru că există, din punctul meu de vedere, trafic plătit, Facebook, newsletter, trafic care vine într-un website. Fiecare advertiser, din punctul meu de vedere, ar trebui să specifice clar sursele de trafic pe care le acceptă și restricțiile aferente. Pentru că, în momentul de față, sunt
hai să nu generalizez, dar o foarte mare parte din advertiser care nu specifică nimic la termeni și condiții, te apuci, muncești, începi să faci ceva, după care trezești, a, știi, eu nu sunt de acord. Ok, ne bucurăm. Am vrut să actualizeze listările de pe pagina. Din punctul meu de vedere aici, platforma ar trebui să intervină, să fie niște secțiuni foarte bine definite la termeni și condiții, pe care advertiserul să le poată modifica cu aprobarea platformei, nu de capul lui, și cu un preaviz de, eu ar spune, minim perioadă de recurență, da, mă rog, din punctul meu de vedere, minim perioadă de recurență. Ok? Da, mulțumesc. Altele? Mai am eu o situație. Dacă tot aveți atâta informație, adică nu știu, s-ar putea să fie niște chestii confidențiale. Dacă sunt câteva din ele. Dar unele sunt confidențiale. Ideea este că fiecare advertiser, adică fiecare produs vândut are specificitățile lui și atunci unele metode funcționează, altele nu funcționează. Pentru cineva care începe cu afilierea, s-ar putea să investească foarte mult timp și să meargă pe Facebook când ar trebui să folosească AdWords, de exemplu. Și atunci, dacă, de exemplu, pe Fashion, pentru un anumit brand, ți-a observat că cel mai bine performează Facebook, poate că și afiliatul care vrea să promoveze acel brand, ar fi bine să știe. Măi, pe istoric s-a văzut că 80% din comenzi au venit din Facebook, concentrează-te pe chestia asta. Ok, deci un fel de statistică a surselor pe produse. La nivel de rețea, dar pe produse sau pe produse ar fi ideal. Dacă poate numai la link. Teoretic de produs se poate orice. Acum depinde de cât durează, ce informații șeruim. Acum suntem liberi, adică la orice idei vrem. Exact, măcar la nivel de magazin. Să știm, de exemplu, că... Magazin mainstream merge bine pe Facebook. Cam asta e. Exact, da. Acum depinde și din cea cu magazinul ăla să se promoveze. Dacă face doar Facebook, nu-i promoveze. Da, corect, dacă de exemplu e doar Facebook. Dar, da, e, poate fi. În sensul că, dacă istoric, în ultimii, no, ani, în ultimii doi ani de zile, cel mai mult, cel mai bine au performant prin afiliera, prin Facebook, atunci acolo pe magazinul ăla, da, mă concentră și eu pe Facebook. Bine, pentru că deja am cam ajuns la punctul în care trebuie să trag de voi ca să ne dați idei. O să trecem la etapa următoare din joculeț, cea în care o să vă dau această listă în care avem două idei de la doi advertiseri și 9 idei de la mai puțin afiliați, nu pot să-i număr acum. Și rugămintea este, o să circulăm această foaie mai prin toată sala. Îmi cer scuze. Da. Claudia consideră foarte important, deci dacă produsele pentru vândute... Pentru Claudia e important și pentru noi. Așa mă gândesc. Dar de ce? Dacă e pentru nu-mi place cum auzi la microfon. Te auzi foarte bine la microfon. Te ascultă. Vreau să știi exact... Și pe sticlă te vezi foarte bine. Vreau să știi exact ce produs a vândut. Știu că depinde de magazine. Fiecare magazin, dacă vrea să poate... Detalii despre fiecare vânzare, de fapt. De produsul... Nu, niște ID-uri, niște numere, niște... Exact, produsul de pe site-ul lui m-ar ajuta să știu cam ce se vinde. Dacă s-a cumpărat bluza, nu știu care, eu știu că acum se cumpără... Dar și te poate afișa și link-ul pe produsul respectiv. Ei, nu-i... Nu te interesează, pe noi s-a vândut. Deci, produsul ăsta de la link-ul ăsta. Așa, completăm așa cumva ideea și ținem minte. Da. Bun. Rugămintea este, în tabelul de aici, dacă sunteți afiliați și sunteți de acord cu ideea de pe rândul ăsta, puneți 1. Dacă treceți mai departe, dacă mai a pus deja cineva 1, puneți 2. Dacă a pus cineva 2, puneți 3 și așa mai departe. Și la fel și la advertiser. Ideea este să puneți o singură notă. Sunteți 20 și ceva, ar trebui să avem 20 și ceva de note. Trebuie să vedem care dintre idei are scorează cel mai bine, apropo de interesul vostru față de ideile care au fost puse în seara asta.
Începem de la masa asta de aici. Avem și pixuri dacă nu aveți. Și câtă vreme faceți voi asta, o să-l invit pe Andrei, care de câți ani face gala premiilor? 9 ani.